ziua, dragilor, și bine ați revenit la o nouă ediție de Bărbați vs. Femei. Bună, Bogdan! Bună, Bianca, cum ești? Ești foarte bine. Am mai adus așa o căldură de Dubai. Cred că se simte. Și tu ai adus un aer așa mai profi, zici că fac emisiune cu Mirela Vaida. Frumos outfit. Da, tot simt vibe-ul ăsta de Dubai. Care e de Dubai? Că s-a răcit mort. Și ce dacă ești răcit? Am trecut pe clima de România. Mă lasă, te-ai simțit bine? Acum? E... Nu, e mult, nu mai zic nimic. Înțelegeți ce vreau să spun, da. Oare invitații noștri de astăzi cum se simt? Cred că mai bine decât noi, cel puțin decât mine, pentru că sunt răcit, dar mai bine azi să aflăm din gura lor. Mai bune, astăzi stăm de vorbă cu nimeni alții, cuplu României, cuplu model, cum vreți voi să-i numiți, cu Cleopatra și cu Eduard Sanda. Ce faceți? Bine v-am găsit! Bună. Bine v-am găsit și vă pupăm și mulțumim de invitație! Mulțumim de invitație, da! Da, noi vă ascultăm foarte mult la radio, cum am spus și în pauză, tot timpul. Mulțumim! Vă fredonez! Ne bucurăm! Îmi plac foarte mult piesele voastre. Mulțumim! Și vă felicit, sunt... Am fost și la concertele tale, când eram mică. Ce drăguț, mulțumesc! Da. Vreau să vorbim astăzi, mă, special, așa cum e și emisiunea, despre bărbați versus femei. Okay. Cum este cuplul vostru, cum a zis și Bogdan, sunt un cuplu... Este un cuplu model. Celebru. Da, model. Cum sunteți voi în ultima perioadă? Am fost răciți, că tot zicea Bogdan că e răcit. Eu... Răciți, dar fericiți. Bine, da. Proiecte în desfășurare, am stat foarte mult în studio perioada și asta. Răciți stat, și răciți am muncit. Mai greu, dar ne-a ieșit ceva până la urmă. Păi și poți să tragi voci, poți să înregistrezi? Nu, de tras voci nu. Ei, depinde cum răcești, de fapt. Da. Da. Și unde te afectează. Da. Vocea, gâtul. Da, da, da. Da. A, bine, dar asta durează puțin. Dacă știi cum să te vindeci în timp, se rezolvă în câteva dacă zile. Dacă ai pastile care trebuie și da, exact, ceaiuri, exact. Nu, așa? Depinde de tratamentul pe eu care... Eu am vreo două săptămâni fără voce. Știi, da, mi-am amintit. Vorbeam prin semnă. Am învățat limbajul semnelor. Hai, nici chiar. Dar era foarte greu. Nu puteam. Bine, dacă nu tragem voci când avem o situație de genul, măcar putem să scriem, putem da. Să... Da. Adică nu pierdeți timp. Sau lucrăm cu alți artiști care nu sunt răciți. Sau să lucrăm la uite. Le dăm și lor răcealași. Ei, de lucrează la producție, frumos. Deci nu ai nevoie să spui vocea în... Da, mâinile nu răcesc, adică mâinile merg. Da, da. Ziceam că sunteți un cuplu model, un cuplu longeviv. Cât aveți voi împreună de relație, de căsnicie știm, de relație, așa? De relație 3 ani, am făcut în februarie. Eu țin contabilitatea. Da. Deci v-ați căsătorit după un an. Aveți un an și cam un an jumate, da. Da, am înțeles. S-a schimbat ceva după căsătorie? Cred că faptul că... Starea civilă, adică... Da, în afară de vorba mea, un document și un inel în plus pe da. Deget, material vorbind, dar sentimental ne-am apropiat și mai mult și dacă stăm în aceeași casă zilnic... Da, ne dăm seama pe ce trece că suntem făcuți unul pentru celălalt și mai da, mult. Da, da. Adică ce noi cred că am fost făcuți să ne întâlnim, și să ne cunoaștem împreună, și exact. Să fim noi. Da. Atât. Ce frumos. Da. Eduard, eu sunt curioasă dacă tu ai urmărit-o, presupun, pe Cleopatra, ea da. De micuță, te-ai fi gândit atunci când o vedeai? Păi cântam piesele, dar nu mă gândeam că ghiță? O să fie soția nu mea. Nu te gândeai că o să fii ghiță. Nu, nu, nu. Nu, păi fiind și din alt oraș. Așa tu și... înseamnă, bro, că tu ești efectiv ghiță. În altă țară. Da. El e ghiță, ce tare. Da, da, dacă suntem un pic atenți la cântec, ce cânta aia ghiță, te aștept diseară la portiță, da. Ea în cântec spune, ghiță e după graniță. Ca adică atare ea din Chișinău, eu după graniță în România. Da, mamă, da, da, da. Da, era totul, nu e așa, avem multe chestii de astea care... O gândim ca pe ceva nimic întâmplător da. Și o luăm ca pe o coincidență scrisă. Nu, nu există da. Coincidențe. Da. Nu există da, totul cred că a fost scris să se întâmple așa. A fost scris să se întâmple așa, acolo, sus. Da. Mamă, ce tare, ce poveste frumoasă. Ea are da. O relație foarte apropiată cu tatăl ei, nu știu... Nu ți-a fost teamă așa? Nu ți-a fost rușine? Abia mi-a trecut ochiul ăsta cam. Nu, glumesc. Nu, noi ne cunoșteam dinainte să fim împreună, lucram. A, da? Și, da, și cumva atunci când s-a aflat că... A, da, noi... s-a ascuns la început. Așa. Da, un pic. Nu, foarte mult. Două zile. Nici nu mai știu cât... Ce nume? Cât am stat așa fără să divulgăm nimic? A, păi în pandemie. Cred că vreo două, trei luni. Da, da, ei noștri știau.
dar ei oamenii știau, da. Dar nu am făcut public. I-a aflat primii. Da, da. Deci la un scurt timp. Și cum da. A fost prima întâlnire oficială? Vă dați seama că tremuram da? Când am vorbit față în față, dar a fost ceva natural, nu ca și cum ar fi fost prima oară, că deja ne știam, nu da, pornisem da, de la zero. Da, da, era deja da, și mai mult de atât. Dar tot erau emoțiile, era vă dați seama. Era un date, nu era ca și cum întâlnire normală. Da, da, mai mult de da. Atât, părinții noștri, sau cel puțin tatăl meu, și-a dorit ca eu să fim împreună cu ei, adică el ne-a ajutat să fim împreună. Oh, el a deci, presimțit chestia mai mult de atât. Deci există speranță, știi care e problema? Eu mă gândeam că dacă o să am vreodată fată, așa. Eu probabil să o iubesc, gen, mai mult decât am iubit orice lucruri pe pământul ăsta, orice chestie. Și mă gândeam cum ar veni la mine un băiat să-mi zică efectiv, dar nu că o ia de acasă, că vrea el, ea să plece de bunăvoie cu el, gen, eu după ce am avut grijă. Păi da, dar și când te vede așa? Păi să fiu mai așa cum e și aveți grijă dacă o să fac fată să stați de partea de-a. Și mă gândeam acum la Pavel, gen, când ai venit tu, cum a simțit el, adică da, da, toată lumea, toată plăcut. Țara, toată lumea știe relația lor și mă gândeam cum a primit el vestea că inima fetiței lui a fost cucerită de un alt bărbat. Da, dar tatăl meu a avut încredere, pentru că dacă nu e vorba de... Nu poți să faci nimic fără da. Încredere. Asta el este primul știut. Pas. Și normal că dacă nu avea încredere în Edi, probabil... Nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost dacă... Probabil nu mai eram aici pe canapea amândoi. Nu, dar în, sens, în sens că nu ar fi decurs lucrurile așa, cu siguranță. Da. Așa de lin. Da, și iarăși... Tatăl meu mi-a plăcut foarte mult de Edi de la bun început. A avut încredere în el, pentru că noi înainte să fim împreună am lucrat mult împreună. Noi am fost da. Prieteni foarte buni și eu venind de la Chișinău, făcând navetă aici în București, veneam periodic pentru lansări, pentru promovare, pentru studio, studio pentru... Da, exact, inclusiv concerte. De fiecare dată treceam pe la studio și lucram noi doi împreună. Tata știa, pentru că se vedea pe fața mea. Eu am fost prima îndrăgostită de Edi, de fapt. Și... Tata a avut încredere și întotdeauna îmi zicea, te aduce Edi acasă. Bă, Edi. Da. Adică a fost o... Ba, a lăsat o impresie bună. Că așa sunt, adică n-am fost da. Un bădăran sau un ăsta pentru care... Pentru că, da, a văzut sufletul pur al lui Edi și n-a avut de ce să se teamă sau de ce să-și pună întrebări sau de ce să fie sceptic, din punctul ăsta de vedere. Deci a avut încredere de la bun început și atunci când eu i-am zis lui tata că, uite, noi suntem împreună, tata a zis, să fiți fericiți atunci. Adică nu a avut nicio... Nu, a zis că el știa deja. El știa pentru că eu vorbisem cu el înainte și pentru că el mi-a zis că un partener mai bun de viață decât Edi nu aș putea să am. Adică pentru că știa cât de îndrăgostită sunt de el și pentru fel. Că știa că... Eu, deci există speranță, mă. Da, da, există, sigur. Fată. Deci că pot eu să aleg să fac fată? Da. Cum o vrea se Dumnezeu acum, atunci? Cum o să-mi dea fată Dumnezeu la... Sigur o să-mi dea fată. În fine, persoanele care se căsătoresc, de obicei, nu știu, se obișnuiesc greu cu apelativele astea, soțul meu, soția mea, voi aveți... Dar nouă ne place ideea asta. Vă strigați? Ideea, da, dar vă strigați? Nu, ne zicem în total rar altfel. Ne avem... așa, da. Total altfel. Ne alintăm în mai multe feluri, dar nu prea ne zicem, soția mea. E foame. Nu trebuie. Când vă referiți, de exemplu, mergeți undeva și, uite, Cleo e dusă să e, face cumpărături. Depinde, uite, sunt ce anumite... Îți spui, soția mea e plecată la cumpărături sau? Nu. Când vorbesc nu. cu altcineva, se mai întâmplă, să zic. Sau când că... o prezinți cuiva, bănuiesc că da, spui soția. Da, asta da, da. Da, da, uite, sunt unele îmi cazuri place. În care, uite, vorbești știi, oficial cu cineva, da? La telefon să sau... Vezi. Stai așa să vorbesc. Da, iertă-te. Deci soțule. Sunt unele cazuri în care, nu știu, vorbești cu cineva dintr-un anumit domeniu, la bancă sau la restaurant sau, nu știu, faci o rezervare. Da, o funcție, orice, da? Și zici... Trebuie să mă consult și eu cu soțul meu să pentru o certificatul de căsătorie. Sau, trebuie și deci, o să vă apeleze soțul meu sau ceva. Dacă persoana respectivă, nu știu, dacă nu ne cunoaștem personal, atunci da. Apelez la alte. Că nu poți să zic, te sună iubitul. Păi, dar acum mi-e soț, clar că, da, parcă vorbim ne despre aceasta. Da, dacă ne zicem iubit sau așa. Bă, stai că ne-am luat... Cum mă alintați, dacă tot ai spus? Ce putem noi să zicem cum ne alintăm? Da. Este pui. Cel mai pui. Des. Cel mai des. Da, clar. Așa ne, nu, că așa ne, eu așa l-am scris în telefon. Da. Da. Adică așa, și asta ne zicem de mult. Eu cu fostele mele când îmi spunea pe nume, gen, credeam că vrea să ne despărțim. Da. Bun, cum să spui Bogdan? Nu ne zicem pe nume niciodată. Așa, zic,
Cleopatra. O, de uite foarte, așa, parcă e, o trezesc. Nu, dar parcă nu mă strigă el, adică da. E foarte ciudat. Nu, 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 nu ne zicem pe nume de când suntem împreună, de fapt, de când formăm da. Un cuplu. Și cred că de la început ne-am zis pui. Pui, pui, nu, da. Așa ne zicem pui. Întotdeauna. Nici nu ne mai dăm seama când ne strigăm, da, 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 da. Și avem o grămadă, cred că putem să facem, să scriem o carte despre câte alinturi avem. Da. Păi și e o listă întreagă. Prieteni. Cum îi spuneai? Cleo? Cleo și eu Edi, ziceam. Da. Cleuța. Ah. Și acum ai mai zis Cleuța. Ah. Da. Cleuța, I wanna be more than your friend, Cleuța. vreau să știu ce ați învățat în acești 2 ani de căsnicie. Că sau ne iubim ce? Foarte mult și din ce în ce mai mult, de fapt. Da, nu știu dacă am învățat ceva, dar mai mult ne-am bucurat de experiența asta. N-am luat-o ca... da, a fost frumos nu, de la el, început nu, și până ia, acum. El o da. Ia o învățătură ca pe o experiență neplăcută din care poți da. Să înveți. El așa, cred, tu așa ai văzut nu. Ca învățarea, nu? Da, nu am, mamă, de... Cred că erau mai bine să punem farfurile în partea aia. Am învățat că... A, da, nu. Deci el o ia ca pe o chestie din care efectiv înveți da. Ceva. Nu, ba da, uite, știi ce am învățat? Am învățat că e bine, frumos și important să ai persoana aia de lângă tine perfectă și te facă să te simți bine în fiecare zi. Să da, e o concluzie mai mult, da. Da. Normală, adică nu cred că ar vrea îți dai seama. Uite, eu am, da. Am învățat că nu-mi place să mă duc nicăieri fără el. Wow, asta chiar e da. Frumos. Asta chiar e frumos. Nu, hai să o reformulez altfel. Că mă simt mult mai bine când suntem amândoi împreună. Da. E mai bine așa. Da. Dacă spui invers, pare nu, ca, nu, să nu se înțeleagă. Nu, dar e o... ceva, o liniște sufletească. Da, exact, e o protecție, e o siguranță. Când a fost ultima dată când ai ieșit? Păi nu, că am fost cu prietena mea cea mai bună. Așa. Și cu mama ei. Am fost la Paris 2 zile. Foarte frumos. Toate 3. Da. Și la asta fel. Pentru că mie, asta pentru că mie nu-mi place Parisul. Bune? Nu-mi place, nu-l suport să nu mai hai merg să acolo. Să nu intrăm în detalii, vorbim despre relații acum. Legat, nu, că uite, noi dacă suntem artiști, sunt cazuri și au fost cazuri în care, uite, el are un concert într-o parte, eu am un concert da. În aceeași zi în altă parte. Asta nu înseamnă că carierele noastre, adică trebuie să fim non-stop bot în bot. Păi, dar vorbeam de viața personală, gen, de când a fost ultima oară când ai ieșit undeva, nu știu, la un club sau la undeva la nu o recreere? Cluburi nu prea ieșim. Nu ieșim. Noi suntem gen... Era un exemplu. La o petrecere sau la... Da. Fără el. Mai și prin oraș, da, mă văd cu băieți fără fost, FIFA, seara, da. La un biliard. La... Și eu la fel cu prieteni. Timpul, nu? Da, cu... da, da sigur, sigur. Dar mă refer așa, uite, când plecăm undeva, cred că asta de la Paris a fost singura în care am plecat undeva fără tine. Da. Eu am mai plecat la Chișinău, la părinții mei, la fel. Na, cu ai mei n-am nicio treabă. Mă duc acasă, nu știu, când am treabă sau el nu poate să vină și am mai fost cazuri când am plecat singură. Dar îmi place mai mult când suntem amândoi. E o siguranță, e o liniște, e o... Tu ai declarat, țin minte undeva, că tu iubești efectiv Parisul. Tu, de da, ce nu? Da, sunt îndrăgostită de orașul ăla. Pur și simplu. Aș putea spune multe cuvinte, dar soare. Nu i-a plăcut, asta da, e. Charlie Hebdo, cumva, n-a nicio treabă. Nu, nu dar nu, nu știu, n-am rezonat eu cu orașul ăla. Da. Aș l-a văzut aleg, părțile negative. Aș fi putut să mă distrez mult mai bine și pe aceiași bani și să stau chiar mai mult și în alte țări mai da. Tropicale. Italia, mai... adică. Și eu sunt de acolo. Lui place Italia. Nu-ți place nici ție? Nu. Deci vezi, nu-s singur. Nu, lui, da. Lui place Italia foarte mult. El este... A fost italian în altă viață. Cel mai șmecher, dar mai ales dacă ai o relație, să te duci, nu știu, capitala romantismului, sincer, a sincer, nu contează unde ești. Da, exact. Exact, nu contează. Poți să fii romantic da. Și aici și... Kiki și. Poți să fie oriunde, da. Eu sunt la extreme, gen. Eu când m-am dus prima dată în Paris, prima și prima oară, văzusem doar în poze turnul Eiffel, mă rog. Și am ajuns, mă apropiam de turnul Eiffel. Și am văzut Dita mai turnul, îți dă senzație, mamă, ce imens, mișto e, da. Ce mare. Ei, și când mă apropiam așa ușor, ușor, ba, o domane. Și am zis, mă, cum dracu, că suntem în Franța. Eduard, dar ceva cu manerele, spune ca să știm ce relație așa. Nu, da. Nici în țară la noi n-am auzit atâtea manele pe stradă, cât am auzit în Paris, acolo, e la turnul. E plin, dar cam toate țările da. Europene sunt plin de români, de-ai noștri. Da. Foarte frumos. Ne-am extins. Ne-am extins. Până da, din Dubai erau. Nu mi s-a părut ceva. Bă, asta puteam să le am și acasă, să am experiența asta, știi? Păi n-ai, poate n-ai vizitat da. Tot ce trebuie. Bine, am fost turnul peste tot. E... Nu, e vorba și de vibe, așa, cu totul, da. Știi? Da. Eu am zis, sunt de acolo. Mizerie. Am fost de 3 ori da. Până acum, știu.
A doua oară a plecat tot din datorită, din... Din cauza. Din cauza, dar da, din motivul meu am vrut să zic, pentru că eu mi-am dorit foarte mult, mi-am din făcut ziua. Da, din cauza mea, da. Am plecat de ziua mea pentru că mi-am dorit foarte mult, am stat mult mai puțin decât prima oară. Da. Și a doua oară... Și m-am convins a doua oară că a treia oară nu mai are rost. De ce nu faceți cu schimbul? Să mergeți o dată în Italia pentru el și o dată în Paris pentru tine. Mergem, da. A fost. Eu de Italia nu sunt atât de atașată. Păi exact, cât... E invers acum, da. E invers, da. Da, da, da. Să găsiți o cale de mijloc, mergeți în Dubai. Uite, am găsit o cale de mijloc, am fost în Maldive. Acum două luni. Și l-am făcut la amândoi, nu? Da, da. E, top. Cât ați stat? O săptămână. O săptămână. Am fost cu prietenii noștri cei mai buni acolo și am făcut o vacanță așa, da, de cupluri. Eu m-aș întoarce și acum, sincer, să fiu cu voi. E super bun. Și aș sta o lună. Te-a rămas sufletul acolo. Aș vrea să mă angajez acolo, să stau. Să... Apropo de întors, mai aveam o întrebare și n-am pus-o la momentul potrivit. Dacă mergi acum la Pavel și spui că ești însărcinat, așa, care ar fi reacția lui? Care crezi tu că ar fi reacția dacă lui? Dacă nu ești deja. Cred că nu sunt. Cred că s-ar bucura, bineînțeles, și părinții mei și părinții lui. Da, în prima fază abia așteaptă, plânge, cred că. Gen de fericire. Dar, da. De fericire, da, da, da. Ei, dar... Mamă, cred că Pavel, de fapt, acum că mă gândesc că abia așteaptă. Parcă îl văd iar cu un bebe, păi, mic pe picior, da, da, la pian, toată, da, ziua. Ți-a spus că... Având în vedere că... Păi, mi-au spus, știu și, și ei știu că așteaptă, dar nu pun presiune pe noi în sensul, da, în care... Hai, faceți ca acum mama, să de faceți exemplu, un copil care sau nici sau nevastă, care și... nici n-am nevastă și aștepți copil, mamă. Și mama. Liniștiți, uitați, exemplu, da? Nu se presează copiii să facă alți copii, că suntem copii. Nu, și ei, da, gândesc exact ca noi, noi am zis că când ne-a dat Dumnezeu, dar nu vă atunci doriți să fie, momentan. Ba, da, dar, ne dorim, dar nu, dar nu încercați. Adică nu, nu e mai scopul stăm acum. Mai stăm, da, că avem multă acum treabă și vrem să ne mai ocupăm. Care sunt ani planurile acum? Cele apropiate? Profesionale, nu. Multe. Pe locuiți, știu. Da, intenționăm să ne luăm o casă. Uh-huh. Să ne ocupăm în continuare de cariera, carierele noastre. Da, la exact. Cât de mult lansări posibil de piese, putem, proiecte, concerte. Abia așteptăm să înceapă maratonul concertelor de vara asta. Deci, de făcut avem ce să facem. Dacă nu ați fi făcut muzică, ce ați fi făcut? Cred că tot muzică. L-aș spune tot muzică, dar da, în, mă rog, în adolescență, pe toți prietenii mei din cartier îi tundeam. Ah, da. Nu știu dacă îi tundeam neapărat bine, lor le plăcea. Eu am fost. E bine. Da? Da, chiar am fost. E, și probabil că dacă nu aveam nicio treabă cu muzica sau cred dacă nu s-ar fi mișa, potrivit. Cred că mă făceam hairstylist. Cui? Ție, făceam... să fii hairstylist, da. Păi am fost. Păi, a. Nu vezi cum are barba pe aici. Mă refer să rămâi, adică ți se potrivește meseria asta. Poate să-mi deschid un salon de ce mă întreb. Și tu ai față de model de tuz, gen. Da? Da. Păi și n-ai o farfecă pe aici. Hai să ne tundem între noi, domnule. Și tu, Cleo? Nu știu. Ea e mai mult pe partea asta cu actele, îi place mult, că avem eu firmă și contabil. Ea... Contabil. Nu, matematica nu prea mi-a plăcut mie, dar îmi place partea asta administrativă. De organizare. Notar, organizare, da, da, da. Cred că tot în... Cred secretar. Că tot în domeniu... Cred că tot în domeniu... Manageră ceva. Artei aș fi... Eu când eram mică mi-a plăcut să fiu designer. Am vrut să fiu designer. Da? Făceam desenam rochițe și tot felul. Acum nu vreau să fac asta despre mine, da? Drept urmare, avem un brand de haine astăzi. Se numește Clady. Clady. Cum? Clady. Clady. Clady, Cleo e... Da. Păi brandul nostru este... Foarte drăguț. Da. Sunt foarte drăguț. Și ce anume? Intrați la noi pe site. Deci... Avem... haine casual. De la Hanorace. Da. Avem de la ce? Hanorace la tricouri. Edu a patra. Da. Jachete, tot ce trebuie. A fost cea mai sweet combinație de nume pe care am putut și să... Și pentru ce categorie de vârstă? Copii, bărbați și femei. A, și am și rochița de la Ghiță reprodusă identic pe site. Deci, da, cu buline. Cine vrea, da. Este după modelul original. Da. Foarte frumos. Da. Deci le găsiți pe site, linkurile sunt în, pe Instagram-urile Instagram, noastre, da, pe TikTok. Avem peste tot. Scrieți deci... Clady pe Google și o găsiți. Da, ne găsiți, da, cu siguranță, da, da. Eu vreau să știu, Cleopatra, care este cea mai frumoasă amintire cu Edward? Când l-a certut de nevastă, e... Nu, sunt toate inegalabile, clar, dar cred că asta care îmi rămâne în suflet și pe care nu o să uit niciodată în viața mea este sentimentul și momentul în care a venit Edi din Chișinău după 5 luni în care am stat la distanță.
Da. Și în pandemie. Și pentru mine a fost la fel. Wow. Deci, păi voi vă dați cât am stat? 4 luni? Tocmai am zis 5 luni. 5 luni. Abia a spus, frate. Vezi, deci cum m-a băgat în filmul ăla, mi-au luat mințile, gata, nu, eram acolo, deja în Chișinău. Da, da, a fost, cred că, cea mai lungă așteptare pe care am avut-o. Aveam vise cum se mai termină ziua. Nu dorim la nimeni să treacă prin chestia asta. Nu, dar să nu treacă prin distanța prin care am trecut noi, în sensul în care noi nu știam ce se întâmplă. Am avut o situație... Na, noi eram împreună din februarie și în martie s-a dat lockdown, pur și simplu. Gat. Da, a fost o provocare pentru voi. Da, a fost cea mai mare provocare. Da. Da, pentru că am stat la distanță, eu eram la ei mei acasă la Chișinău, oricum eram încă la școală. El era la București, nimeni nu știa cât o să dureze, ce o să se întâmple mai departe, deci era o nebuloasă totală, da. Și... ba se închideau granițele, ba se deschideau și tot așa. Ei, și asta a ținut vreo 5 luni de zile. În iulie, abia, s-au deschis granițele, s-a mai liniștit treaba cu carantina, cu restricțiile, cu nu știu ce, și el putea să vină în țară doar prin prisma unor documente, niște ordine de deplasare, gen cu motiv, pentru că el trebuia să vină în Chișinău, nu doar să ne vedem, dar și să facem să filmăm videoclip. Am filmat al doilea nostru duet, Dragoste, vă rog, și el trebuia să vină la Chișinău să-l filmăm. Și da, s-a lungit până adică a putut să vină în țară. În țară de capul tău, așa, fără nimic. Doar dacă aveai un motiv întemeiat prin care intri în țară și, na, fiind situația respectivă, astea erau regulile. La ce oră intri, când te întorci înapoi, ziua... Era ca o viză de aia în care cât stai, de unde, până unde, când... Pare că te-a afectat puțin. Pe mine? Nu m-a afectat. Mai mult de atât, noi n-am văzut-o ca pe o problemă, am văzut-o ca pe o provocare care să vă unească mai mult? O provocare, da, dar am văzut-o ca pe o oportunitate mai mult. Asta pentru... vă demonstrați unul altuia? Unul la mână, doi la mână, noi am reușit în timpul ăsta să vorbim foarte mult. Noi ne-am sărit niște etape, mai mult de atât, dacă eram împreună, astea 5 luni, noi am stat și am vorbit non-stop. Ce puteți să faceți? Să stai pe FaceTime și direct să vorbești. Așa. Da, ore în șir. Și noi când ne-am văzut la Chișinău, noi știam deja totul unul despre celălalt. Ce tare. Da. Adică... mai rămas doar să ne pupăm. Și... l-a pregătit cumva, ce tare. Da, exact. Da. Și noi n-am văzut-o ca pe o problemă, am văzut-o, am zis, ok, asta este situația, o să trecem prin asta împreună, dacă vrem să rămânem împreună. Și am luat-o ca pe ceva de bun augur. Chiar e. Da. Vreau să vă întreb și care a fost cel mai romantic lucru, dar bănuiesc că ăsta e, pe care l-ați făcut unul pentru celălalt. Asta e din partea lui Eduard. Da. Care e cel mai romantic lucru pe care l-a făcut Cleopatra pentru tine? Sau în direcția ta? A făcut mai multe. Noi suntem romantici zilnic. Zilnic. Da. Cel mai, ceva notabil, ceva ieșit din comun. Nu știu, toate. Cred că le consider romantice, să zicem așa. Da, e subiectiv, gen. Înainte, îți dai seama, eu așa, cel puțin așa o văd, adică dacă stau să mă gândesc, cred că atunci când ți-am făcut cadou ăla înainte să fim împreună, când ți l-am adus de Crăciun. Da. I-am făcut un calendar pentru anul 2020, fiecare lună câte o poză de-a noastră. Ce, nu erați împreună? Nu eram un cuplu oficial. Ne plăcea unul de celălalt, cu toate că noi nu prea știam asta. Dar pentru că țineam la el și într-adevăr eram îndrăgostită și așa, am vrut să îi fac un cadou de drag de Crăciun. Și ăla nu e cadou de drag, dacă ai făcut cu poze cu voi, îți plăcea de el, n-are cum să o dai. E din prietenie. Tocmai am zis că eram îndrăgostită de el, doar că păi el și cum te afișai în fața lui, adică el știa, era conștient, nu știa, nu i-ai spus. Dacă el a fost primul care mi-a zis, după care i-am zis eu că... Tu te orgolioasă, mi-a uitat. Eu am făcut primul pas până la urmă. Păi tu ești bărbat, așa se cuvine. Așa e frumos, da. Așa mi-am dat seama că e reciproc. Și cum a fost perioada unde proaspăt căsătoriți? Perioada de după? Foarte frumos. Foarte frumosă. Am fost natural, lejer, cum a fost și la noi. Unde ați? Da, am fost în Sardinia. Italia. La cald, la căldură, Italia, acolo îmi place. El a locuit acolo un an de zile și... mi-a zis, hai acolo că uite ce frumos e. Și tu ai zis, hai la Paris mai bine dacă vrei. Nu, după aia a apărut Paris. După aia. Anul trecut, uite, fix un an în urmă am fost la Paris, da. Hai să facem și joculețele, Bogdan. Ce ne-ați pregătit? Două jocuri.
de fapt, un test. Este pentru Eduard și unul pentru Cleo. Da, vă rog. Primul test este pentru Eduard. O să spunem niște întrebări, iar Cleo trebuie să ne zică dacă ai răspuns corect ca noastră. Este un fel de test al cunoașterii. Ah, ok. Da? Okay. Hai, Bianca, începe tu cu prima întrebare. Care este mâncarea preferată a Cleopatrei? Eu mi le schimb. Nu știu dacă... E greu? Una dintre ele, dacă totuși o nimerești. Da. Trebuie să mă gândesc. Gândește-te la ce am mâncat eu în ultima perioadă, cam cel mai des. Nu l-a ajutat, fără hinturi. Mămăligă. Da, bravo. Cum se numește? Nu pot să zic că e un brand, de fapt. Păi e... Genul ăla. Eu mămăligă cu brânză, na, poftim. Ok. Deci a nimerit. Da. Bun. Și adică a știut, corect. A știut, corect. Și desertul, asta e întrebarea mea. Facultativă. Desertul e preferat? Da. Sau al meu? Nu, al ei... Urmează jocul celălalt. Nici nu mai știu. Eu te vorbesc prin gânduri, bă, ce tare. Nu știu care e. Zice acum, tu nu știi ce mănânc deci eu. Are legătură cu ce zici mai devreme. Ia țipă în creier. Mămăligă? Ah! Mămăligă cu miere. Nu! Nu mai știu. Nu mai știu. Zi tu. Cheesecake-ul. Ah, da. Da, da. Zis brânză. Am zis brânză, mai mult. Pentru că ai pierdut la întrebare. Da, uite, ce-i drept, Dan, că la desert sunt mai divizată. E, da. Dar pentru că ai greșit întrebarea, trebuie să-ți dă cu făină în cap, adu făina. Da? Păi stăteam aici, atas, dacă nu. Mă supun. Activitatea preferată a Cleopatrei. No cântat. Mersul la film. Exact. Ce? Se pune. Măi, care Cleopatra? Ba da. Păi, în ultimul timp nu mai dat filme. Că asta este activitatea mea preferată. A zis eu ce mi-a venit acum. Dar doar pentru că am fost la film în ultima perioadă, asta nu înseamnă că... Păi da, da. Iubesc să merg la film. Aduceți roșiile acum. Aduceți popcorn, nu? Nu mă roșii, că acum ai crește întrebarea, nu mai arcut făină, e roșii. Și da, filmele, în general. Seriale. Cum să zicem? E pe jumătate luat punctul. Merg în etapa următoare sau nu? Deocamdată nu prea, nu știu ce să zic. La următoare. Are vreo fobie? Și da, dacă are, care fobia mare e cea mai mare? De șerpi. Ok, da. Răspuns corect. Da, în Maldive a văzut un șerpișor. Așa, era pe lângă casă pe acolo, dar era o singură specie pe insulă de șerpi, așa, și nu era veninos. Dar când l-a văzut, a... Am împietrit, da. Am chemat securitatea. Nu vreți să știți cum am luat șarpe, le făceam cu el pe acolo. Da. Le-am spus, gătiți-mi-l acum, că nu plăceam. Nu, e foarte frică de șarpe. Da. Care este jocul ei preferat din copilărie? Hopa! Aici. E un joc de cărți. Se numește... Stai! Nu-l zi. Ba da. Nu. Dar nu știu că e o denumire de asta rusească, nu? Nu, dar nu e. Bine, jucam când eram. E un joc, e un joc de cărți. Cum se numește? În traducere se numește prost. Popa prost. Da, dar zic cum se numește. Da, dar știu prost, să joc prost. Nu știi. Ba știu. Nu. Cum se numește? Durac. Durac așa. Durac, nu știu să joc. Nu, vezi? Prost. N-am vrut să zic, dar na, mă rog. Nu știu să joc. Activitatea mea preferată, dar nu știu dacă ți-am zis vreodată. Ia, da, uite, cumva ghicit, pentru că jucam foarte des jocul ăsta în familie, că e un joc de fan mai mult, așa. Da, din copilărie. Da. Dar stai așa să-mi dau seama dacă ți-am zis. Îmi plăcea foarte mult să sar în elastic. Elasticul, vai. Da, se pun la extremități două persoane și sar în tot felul. Da, asta făceam foarte des, da. Aveau coreografie, fetele. Da. Dorința cea mai mare a Cleopatrei. S-a îndeplinit deja. Da, dar mai ai una. Care? Atunci când o să ne mutăm la casa noastră, vrea practic două camere într-una de pantofi. Dressing imens, da. Foarte tare dorință. Da, exact. Da. Și da. De sus până jos, adică pe toți pereții plini de rafturi de pantofi. Ce mai tare. Eu credeam că o să zici pe aia cu Disney, dar mi s-a îndeplinit, deci... Nu, no, păi... Aia o avem. Asta e mare și la propriu și la figură. Eduard, ce enervează pe Cleo cel mai mult la tine? Cred că atunci când stau mult pe telefon... Când adorme pe canapea, da. Ce te luam un film. Da, oh. Eu nu prea pot să văd... Ne uităm seara, vă dați seama, vin de la studio, obosit și așa. Da. Și ne punem la filme pe canapea și avem de aia lungă, așa. Uh-huh.
Și acolo mă pun eu. Ia stă mai în dreapta. Zici că e în Elgen, nu? Da. Și cred că prin 15-20 de minute maxim. Și somn. Da, uite, acum 2-3 zile m-am uitat eu la un film tot așa seara și el s-a pus și când am văzut că se pune în partea, zic ok, o adorme sigur, zic da, te uiți, da? Și mă uitam așa la el, stop, dacă... Eu mai vedeam și până la urmă, deci l-am văzut eu până la final, a doua zi dimineața i-am povestit tot, pentru că n-a prins nimic. A fost un film superb. Da. Povestit, îți dai seama. Pe scurt, în 5 minute. Așa, și ce s-a întâmplat? Da. Da. Nu, în general nu avem chestii care ne enervează unul la celălalt. Na, poate îmi plac mai, poate îmi plac mai puțin. Așa. Da, sunt de astea. V-ați montat împreună, nu ați sesizat anumite... Nu. Nu. Noi suntem la fel de obicei, adică dacă nu avem chef să facem curățenie, nu facem amândoi, dacă avem chef, facem împreună. Adică e o chestie de comun. Sau facem piatră, foarfecă, hârtie. Hai, cine? Dar oricum ne înțelegem, adică suntem gospodari amândoi, e ok. Are vreun viciu? Nu cred. Viciu depinde cum o iei. Nu, că nu fumează, nu. Nu, zic eu, viciul meu. Să cumpăr pantofi mai mult. Ah, da, corect. Cheltuii sunt ok. Shoppingul, da, sunt cheltuitoare, depinde. Sunt momente în care cumpăr foarte mult pantofi și scumpi. Sunt momente în care nu vine să cumpăr absolut nimic. Că vine acel piticuț care zice, nu ai nevoie de el. Dar pantofi oricum ușa, orice ar fi. Da. E pasiune. Este slăbiciunea mea. Deci să nu luăm ca pe un viciu. Chiar dacă se întâmplă des. Da, pentru că și el și aici pe mii de perechi de ochelari de soare și nu am ce să-i zic. Da. Fiecare cu plăcerea lui. Vreau să... Stai să tragem concluziile. Păi, să trecem etapa următoare. Da? Poți să trecem etapa următoare. Da. El, stai, că vreau să și Cleo. Am învins. Vreau să trecem puțin mai departe și să ne fredoneze puțin. Eduard. Eu? Ce vreți, dragilor? Ghiță! Eduard, nu Dolonescu. Ah, dar vedeți că am făcut un TikTok, apropo de curând, pe piesa ei, am pus negativ în mașină și am cântat, mă rog, varianta readaptată, am zis, Cleo, te aștept diseară. Da, am văzut. Da, și a mers foarte bine și lumea acum așteaptă răspunsul ei. Da, răspunsul meu a fost din 2006, deci... Ce răspuns să-ți mai dau? Răspunsul dinainte să-i dau eu provocarea. Ei, mai dai un răspuns. Da. Acum îi spui, Ghiță, 2023. Nu te mai aștept la portiță decât cu mașinuță. Păci unul una. Decât cu update. Roaba de pantofi. Bravo. Da. Da. Deci, vrei să cânt Ghiță? Nu, uite, hai cântă-ne varianta, dacă ții minte versurile. La varianta. Da. Hainuța stă în cui, afară soare noi, nimic nu-i bun de când mă gândesc la Cleo. Dar Cleo nu e în sat, eu m-am interesat, îmi pare că a plecat după portiță, graniță greu. Tare mi-e de greu, vreau, dar nu știu ce vreau. Știu că și tu mă placi, Cleo, spune-mi, ce tu taci? Cleo, te aștept diseară. A căsică. Da. Foarte frumos. Frumos. Da, ne întoarcem un pic la relația voastră, să mai citim așa printre rânduri. Vreau să, sunt curios, asta e o întrebare care, pe care o punem tuturor celor care vin în cuplu aici. Cine își cere scuze primul dintre voi doi? Amândoi. Da. Adică aveți orgolii de astea? Chiar dacă sunt... Nu, dar nici nu ne certăm, adică nu... Noi nu avem chestia asta... Dar nu prea ne place să ne certăm, certați, să nu stăm. Nu, nici măcar nu ne ciondănim, nu, suntem foarte pașnici. Și să zicem că, nu știu, nici nu știu ce exemplu să dau ca și să... Și nu e monotonie, dar nu vă certați așa niciodată, adică nu v-ați sătura să vă iubiți în continuu? Nu, da. Nu, da. Eu vin din doar din relații toxice și la mine deja e... Nu știu ce înseamnă healthy. Nu știu cum e să fie așa, gen. Și eu până să întâlnesc pe ea, tot... În situația ta am fost și... Eu fac prostii, făceam prostii doar ca să aibă motiv să se ia de mine, să mă jure, gen, la modul ăla, da. A, gen, îți plăcea să fie un drama de... king, da. Drama. Păi mai aveam o întrebare aici, că cum vă împăcați de obicei după o ceartă, dar nu cred că mai are relevanță. Nu sunt certuri? Cu geluzia? Da. Nu sunt. Eu vă păcleu o geloasă rău. Nu. 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 Știi de cum mi-am dat seama de când a spus...
că stă prea mult pe telefon. De când a zis el că... Păi, nu, mă refeream că stă mult pe telefon în sensul în care, nu știu... Că nu-i dă... Nu, dar uite, avem de făcut ceva, da? Uite, suntem la studio și avem de scris niște versuri. Și el se proptește în telefon pur și simplu și uită de faptul că... Da, are, avem de, e TikTok-ul de vină aici. Nu. Da, 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 și eu am aceeași problemă pe de altă parte. Adică, ah, okay. Adică și eu dacă pot să fiu foarte repede absorbită de... De telefon. Știi de ce a înțeles asta Bogdan? Pentru că el, de obicei, dacă stă mai mult pe telefon, asta înseamnă că vorbește cu mai multe fete. Acum depinde de fiecare, îți dai seama. Da, nu. Nici nu se discută. Adică stai așa că acum, Eduard, vrei să spui că ție nu-ți scriu fete multe? Păi... Mai scriu, dar... Suntem persoane publice până la urmă. Eu zic că lui Eduard s-a dat, lui Marc Stam... băiatul ăla, Andrei Bănuță, ăștia, iubăreții ăștia cu voce dulce, eu zic că le scrie jumătate de Românie, ca idee. E, nu. Păi și ce? Asta înseamnă că trebuie să le răspunzi? Da, v-am zis că e geloasă, v-am zis eu. Păi, nu mă refer la el. Eu mă refer, ai zis, în general. Nu, mă referam la el, gen, că îi scriu. Și că tu, oricum, adică... Majoritatea... Oricum, gelozia e dovadă de iubire, nu înțelege greșit. Da. Dar majoritatea cam știu că noi ne-am luat și atunci... Dar nici măcar nu scriu, sau scriu, dacă scriu... Da. Hai să o luăm altfel. Eu am un bărbat frumos, da? Deci dacă fetele fac complimente, eu mă bucur. Ce, să-mi zică, să-mi zică cineva că eu am un bărbat gelos. Urât? Eu eram That's un pic gelos la mine. Măi, oamenii ăștia trăiesc în 2050, sunt prea... Doi la mână, atâta timp cât noi avem încredere noi și noi știm ceea ce simțim unul pentru celălalt și avem încredere de plină, nu am de ce să mă gândesc că cineva i-a scris lui și el i-a răspuns. Adică nu, dar mi-am dat seama din relațiile anterioare. Bă, dacă omul ăla vrea să fie cu tine, dacă nu vrea, nu mai e. Te înșală, te desparți. Dar astea sunt niște pretexte. Dar nici nu vreau să mă gândesc, pentru că nu, eu nu concep așa ceva. Tu cum ai reacționa? Nu cred că o să întâmple, dar oricum, eu am chestia asta, pentru că am fost în trei variante. Știi că era cu trei variante. Prima variantă, îl prinzi în fapt, iei la bătaie pe amândoi. Nu. A doua, pleci, nu. Le spui ce le spui. Nu, am avut o experiență în care s-a întâmplat, am aflat, am sunat, că uite, vorbesc după aeribe. Și nu am fost bădăran să băga, mi-aș că-ți facă, nu știu, adică nu sunt genul ăla să jignesc persoana aia, chiar dacă mi-a făcut un rău și m-a făcut să sufăr până la urmă, că na, e greu și așa, dar... pur și simplu nu mai există din momentul ăla pentru mine, din toată iubirea, e gata, adică nu mai există, nu mai vreau să te văd, nu mai vreau să te uiți la mine. Știu. Na. Așa. Dar nu e cazul nostru. Da, dar nu ar fi cazul aici. Noi nu. Adică nu te mai întâlnești niciodată cu persoana aia, nu? Poate mă întâlnesc, dar nu mai pot să mă uit la ea. Adică... Păi nu m-am mai întâlnit. Se duce, îți dai seama. Sunt foarte mulți tineri care iau relația voastră între model sau... care poate nu știu de voi și și-ar dori să aibă o relație ca a voastră, adică să se căsătorească de foarte tineri, dar nu sunt în dubii. Ce sfat le dați? Eu înțeleg și chiar m-aș bucura să fie așa, să fim noi un exemplu pentru cei de vârsta noastră, dar cu toții știm că trăim într-o lume nebună, practic. Da. 2023. Și atunci e greu. E foarte greu de asta. Noi când ne-am întâlnit am zis, bă, alții ca noi nu mai sunt, să se înțeleagă așa, să aibă chimia asta, conexiunea asta. Pentru noi doi, da. Pentru că s-au schimbat vremurile, tendințele, tot. Oamenii se plictisesc mult mai repede de alți oameni. Eu zic, Bogdan, ca să-ți răspund la întrebare, dacă sunt sigur sau nu, cred că cea mai bună dovadă este încrederea pe care o ai în ideea asta. Încredere. Adică dacă tu simți din celulele tale că persoana este cea cu care vrei să-ți petrești tot restul vieții, atunci ți-ai răspuns la întrebare că da, merită. Dar dacă ești în dubii, atunci rămâi în dubii. Înseamnă că și asta e un răspuns. La noi a fost foarte clar de la bun început. Noi ne-am dorit amândoi să fim persoanele unul pentru celălalt, pentru tot restul vieții. Am vrut să ne trezim în fiecare dimineață împreună, să adormim împreună și să facem absolut totul împreună. Și de asta am luat decizia pe care am luat-o. Puțin o veșnicie. Da, exact. Da. Care dintre piesele voastre este cea mai de suflet? Pe care noi le avem? Împreună. A, împreună? Păi cred că asta. Cred că asta, e cea mai... Ne fredonați și faceți așa un pic plăcerea să... Da, refrenul?
Hai, începe tu și mai după tine. Ok. O viață întreagă noi ne-am căutat, să te găsesc mi-a fost predestinat. Inimile noastre bat în armonie, vreau să ne iubim cel puțin o veșnicie. Doamne, abia aștept să ascult cu cineva piesa asta. Să ne chemați la nuntă. De când a apărut, da, este, dacă este aveți piesa pe care noi, care înglobează toată relația noastră, da, și tot ceea ce simțim noi unul pentru celălalt. Și am scris-o împreună, iar videoclipul este demersul relației noastre. Efectiv, da, am, de la zero până am reinterpretat momentele din viața noastră, am filmat în același studio în care ne-am cunoscut, am cumva etapele relației noastre, da? Când ne-am cunoscut, faptul că am fost împreună, apare și tatăl meu în videoclip care se uită dintr-o parte la noi și privirea lui înseamnă foarte mult sufletul. Ne-am reecranizat povestea. Și clipul ăsta o să-l arătați copiilor când o să... Da. Vă întâlniți cum ar veni, asta e povestea noastră. Da, exact. Da? Și asta am vrut să arătăm și oamenilor. Ni s-a părut cea mai bună cale de a transmite. De a transmite, exact, și prin imagine. Și asta mesajul și piesei, înțeles. Da. Și piesa aceasta a fost foarte virală la momentul respectiv. Și nu era doar de la iubit, iubită, soț, soție, și copiilor le se transmitea mesajul ăsta, adică chiar am văzut multe. Multă lume piesa asta. Am văzut și o grămadă de persoane publice care au făcut. Da. Care au răspândit-o mai departe. Da. Vreau să facem și ultimul joculeț. Pentru fete sau? Da, pentru chiar întrebările pentru mine? Da. Nu. Aici stai, uite, asta e a ta. Este un joc simplu. Primiți? Nu știu dacă l-ați mai făcut. Cine a scris pe tabliță? Îmi place caligrafia. Da. Hai foarte că arătăm ce, cu două. Ce frumos scrii. Deci tu primești un Cleopatra și un Edward și ea la fel. Ah, ok. Ok, e un fel de... Ah, cine și ce face și trebuie să ridicăm tablița? Da. Trebuie să închidem ochii? Păi nu, că trebuie să vedeți, nu o să facem. Nu, că ridicați. Ridicăm pentru cine... Am vrut postintit pe aici, Edward. Da. Deci trebuie să ridicați palitele cu numele Cleopatra. Am înțeles. Pentru cine e vinovatul întrebării, da? Da. Ok. Puteți chiar și amândouă sau nimic. Ok. E chiar așa complicat și invitații sunt super ok, Bianca. Nu le mai explic acolo. Dragă, regulile. Ce vrei, poate voi? Noi avem alte reguli aici. Noi ne facem regulile. Da. Bogdan, vrei să citești primul? Da. Noi ne certăm. Vedeți? La noi nu există liniște. Comunicare. Nu, la noi comunicare este cheia. Pare că vă înțelegeți bine. Pe bune. Astăzi. Cine ia decizii mai mult cu inima decât cu mintea? Opa. Nu te lăsa influența, dar așa. Ah, amândoi. Da, se poate spune și așa. Da. Da. Eu m-am gândit la mine pentru că eu sunt o fire extrem de empatică. Eu pun la suflet mult și la asta. Adică și doar nu pune la suflet sau ce vrei să spui? El e mai rațional un pic. Adică dacă depinde lui... depinde de caz, bineînțeles, da. Dar de cele mai multe ori eu sunt aia. Și o să rațională în sensul în care gândesc și eu cu capul, dar... Dar deciziile lei cu inima. Știu ce vrei să spui. Așa sunt mult mai empatică. Întâi pun la suflet și după aia... Da. Da, și în cazul nostru este la fel, Bogdan, îmi pare rău. Eu sunt mai empatic, gen. Când vreodată? Eu sunt cel mai empatic om pe care îl cunosc. Eu sunt cel mai fraier pe inima. Se pare. Și sensibil, eu la nu? Fel, gen. Se pare, Bogdan. Deci eu am văzut un clip cu unul care s-a căsătorit fiisul și eu am venit să plâng, ca idee, că n-am copil. Să nu înseamnă. Ba da, în las fine. Las-o să ai. Doamne așa. Următoarea. Cine spune cel mai des te iubesc? Amândoi. Amândoi. Da, foarte da, frumos, da. Foarte frumos. Frumos. De la cine pornesc certurile de obicei? Hai să sărim pe întrebarea asta. E oameni, se cert oameni buni. Cine totuși, nu? Se certă. Hai, discuțiile alea mici, hai că trebuie să fie. Da, da, alea sunt bazate pe comunicare și pe echilibru. Adică noi dacă apare o problemă de orice natură, în orice context, noi zicem, uite, a apărut chestia asta. Sunt cazuri în care eu poate am o părere, el are altă părere. Și am zis, ok, let's agree to disagree. Bogdan, cred că trebuie să mergem la o terapie. Și am zis, uite, eu am părerea asta. Da. Ești de acord? Nu sunt de acord sau sunt de acord? Hai să ajungem la un mijloc, pentru că despre asta e vorba. Și în loc să ne ham-ham-ham, trebuie să le vorbim. Ca să... La următoare, Bogdan, că nu avem răspuns. Eu nu, deci eu nu pot să cred că există gen ceta. Bă, cred că problema la noi, mă, ne alegem genul. Păi de să spun că trebuie să mergem la terapie. Nu terapie, ne stăm cu oameni toxici. Bine, eu sunt ala toxic într-o păi să spun tu. Cine este mai amuzant?
N-aveți ideea cu Bogdan Mocanu, nu puteți să... Da. Uite, și azi la fel, ce tare. Da. Da, el este mai... Eu sunt mai cu... El e mai spontan în replici. E doar, a făcut și stand-up foarte mult timp și de-aia. Da, în gând. Mai era civil? Cine este? Da. Eu mă enervez mai repede, da, dar da. Adică, na. E ca un foc, știi? Puf, puf. Da. Cine este mai superstițios? Doamne, nu-i bine să facem așa că... Da, probabil. Nu, știi, superstițios, nu știu dacă e o superstiție. Eu cred în semnificația viselor. Înseamnă că ești stițioasă, nu ești superstițioasă. Mult stițioasă. Puțin stițioasă. Deci cu visele, dar cu zodiile, cu astea sunt... Nu, energiile. Cu energiile, nu? Da. Cred în, energia, da. Nu, cred în energie, cred în, în univers, în... Atrația, echilibru. Exact, tot, echilibru. E, păi uite, eu sunt balanță. Singura asociere pe care eu o sunt fac... Capricorn. Singura asociere pe care o fac între caracterul meu și în ceea ce cred eu și zodia mea este că mi se potrivește, eu sunt foarte echilibrată. Da. Echilibru este o calitate foarte importantă pentru mine și dacă sunt balanță, atunci eu cântăresc balanță totul. Se spune că își caută echilibru. Da, l-ai păi găsit? Toată viața îți cauți ceva, toată viața înveți ceva. Cred că l-a găsit. Da. El, ce, este, el este cealaltă parte a cântarului care mă echilibrează. Da. Cine este mai romantic? Da, amândoi. Ăștia s-au vorbit de acasă. Cu trandafiri, cu... S-au vorbit de acasă. Da, și cu flori. Mie îmi place să primesc flori. Câteodată mi le cumpăr și singură. Dar nu pentru că el nu mi le dă, ci pentru că mie îmi place să-mi iau flori. Da. Dar el știe să-mi ia flori. Îmi cumpără flori fără să îi zic eu, de exemplu. Dacă îi zic, pui, vreau flori azi. Și fac surprize. Și, da, îmi face surprize. Fără să fie ziua aia sau sărbătoare sau ah. Trebuia să o lași. Oricum să dă de gol, dar oricum. El nu știe, să țină, el nu știe să țină secrete. El se, are da, această fățucă simpatică în care îmi zice, trebuie să mă duc să iau ceva din mașină. Și face zâmbetul ăla și zic, ok. Da. Fac greșeala să mă uit la ea când îi spun chestia asta. Da. Rac. Ești rac? Ca mine. Am crezut că ești capricorn. Păi sunt. Este o specie de rac. Ah, okay. Ascendent în scorpion. Da. Cine este mai atent la lucrurile din jur? Cred că eu. Perspicace. Ba nu. Amândoi. Depinde. Câteodată mai mult eu, câteodată mai mult ea. Cleo? Stai că încerc să analizez ce înseamnă mai lucrurile mai din atent. Jur. Mai perspicace, de exemplu, mai atent. Voi ajungeți mai... acum acasă și spune, unul dintre voi spune, a, mai văzut tavanul ăla? Da, eu, nu clar. Da? Dar nu. E... Nu? Bine. Astăzi da, mâine eu. Ai înțeles de ce nu se ceartă Bogdan? Lasă când unul când celălalt. Deci nu m-a zis. Da, și asta e important, asta să știi. Zis. Da, bine. Deci cel nu prea... Nu-i prea interesează, adică... Egalitate între triburi atunci. Da. Next. Cine mănâncă mai mult? Clar. Bun. Eu ciugulesc, da. Nu mănânc. Bun. Deși nu prea se pune la mine, nu știu. Greu. Și cine și doarme mai mult? Cine doarme mai mult? El, n-auzi mă... Cum? Așa! Păi stai mă, n-ai zis că el adorme la fel, da, că se așează la doamne. Da, dar se trezește înaintea mea, pentru că eu mă culc păi mai târziu da. Și dorm mai mult. Eu mă odihnesc mai devreme, știi? Ok. Da, ok. Și dacă ea rămâne la filme, vă dați seama că, na. Adorm mai târziu, mă culc mai târziu, sunt nocturnă, în orice caz. Da. Bă, aparent vă cunoașteți foarte bine. Trebuie să recunosc că aveam o părere bună despre relația voastră, despre toată influența pe care o aveți. Da, după emisiunea asta și după ce v-am cunoscut mai bine, îmi place mai mult de voi, gen. Mulțumim frumos! Bine, și să realizez că am eu niște probleme, pentru că, nu știu, mie mi se pare că e ceva de genul prea frumos să fie adevărat, gen. Adică, nu, dar e... atâta înțelegere, atâta maturitate, atâta, nu știu, lack of, lipsă de orgoliu, gen. Contează foarte între mult. Între voi, unul cu altul mă refer. E... Cum vrei tu să-ți faci viața și da. Pe cine foarte vrei să ai. E foarte sănătoasă relația voastră, da. Cumva. Da, e naturală. E da. Firească, așa e. Noi, da. Cum am stat de vorbă cu voi, așa suntem și acasă. Așa, eu cred că da. Se găsește oare în comerț? Da, la comandă. La psiholog, adică la noi nici măcar n-am avut teste de alea. Stai așa că îi dau un mesaj după alt număr, să văd, să o prind, să nu știu ce. Nu, noi am fost foarte sinceri unul cu altul de la început și foarte firești. Da. Și am zis, uite, ăsta sunt eu.
Din cap până în picioare, tot pachetul. Da. Asta, da, asta sunt că eu. Dacă nu vrea să rămână cu tine, rămâne. Da, da. Punct. Nu vrea sau îl deranjează ceva, băi, vezi din start. A plecat. Deci da. E foarte tare. Mulțumim frumos. Deci că sunteți, că sunteți prieteni cei mai buni, frați, amici, păi iubiți, așa toți, amanți. Noi înainte să fim împreună am fost adică colegi. Caracterele voastre prieteni, se aplică așa pe orice tip de relație interumană. În afară de dușmani și astea, mă rog. Încă o întrebare și încheiem. Da. Erai atras de Cleo atunci când erați prieteni? Mă... Nu îndrăgostit. Atras. În prima fază, atunci când ne-am revăzut după 6 ani, eu am fost șocat să o văd, că eu eram, o aveam în minte cu geamantanul și cum era toată lumea, dar după aia, vorbind și cunoscându-ne mai mult, s-a aprins oarecare scânteie acolo. Care diferența de vârstă între voi? 5 ani. 5 ani. Ah, ok. Da. Și, nu știu, cred că cu timpul am început să ne apropiem mai mult, să ne dăm seama, ea, având o vârstă mai mică, are o gândire mult mai matură și decât mine câteodată. Am observat. Și, nu știu, au fost mai multe lucruri care s-au adunat care și timpul a trecut, împreună, ne-am cunoscut și, na, adică n-a fost o zi, bă, gata. Nu, totul a decurs treptat, așa și... Da. Și asta e foarte important. Noi am lăsat totul să curgă de la sine, dar dacă mă întrebi pe mine, eu am fost prima îndrăgostită de el la prima vedere, adică m-am îndrăgostit de el, lulea, din prima. Și mi-a luat timp ca să-mi dau seama că este adevărat ceea ce trăiesc și că este real și că sentimentul. E, și reciproc. Și că e reciproc, am... Aflat după aia. Am aflat după aia pentru că l-am lăsat pe el să mă convingă că este reciproc, așa? Da, simțeai. Simțeam, da, bineînțeles. Din priviri, din... Da. Începeam să-mi dau seama. Da. Mai mult de atât, maică-mea când a cunoscut-o, au vorbit ele, s-au cunoscut, au povestit și după aia mi-a zis mie, uite, o fată cum e Cleo, trebuie să-ți găsești. Frumoasă, naturală. Chiar Cleo, gen dacă. Și după aia când i-am zis, păi vezi că am cerut-o de nevastă. Wow. Da, cu ea am fost aleghinel. Of, Doamne, ce frumos! Da, vă doriți și vouă! Da, mulțumesc! Să fiți fericiți! Și sperăm să inspirăm... Da, ce frumos sună! Da, chiar, trebuie să o scriem undeva. Sperăm să inspirăm cuplurile și tinerii din ziua de astăzi să își permită să se îndrăgostească, pentru că este cel mai frumos sentiment. Nu, mersi, e bine și singur. Asta depinde de tine, eu nu am ce să-ți fac. Da, mulțumim mult de tot că ați venit. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Ați inspirat lumea de aici din sus. Suntem 300 de oameni în spatele camerelor. Mai ales cei din staff. Vă mulțumim, vă mai așteptăm la noi. Aveți grijă de voi și de relația asta frumoasă. Mulțumim. Și sperăm să vedem din ce în ce mai multă iubire de-a lungul anilor. Să nu fie și pe regret voi. Să fie... Da. Ai ceva cu mine? Eu nu vreau. Nu, e bine așa. Să fii fericit. Corect. Păi da, aia da. Pentru fiecare ce înseamnă așa fericirea. Aia vă mulțumim și vouă, dragilor, că a stat cu noi până la această oră. Uitați că avem un joculeț duminică foarte interesant, după care ne vedem ca de fiecare dată marți. Seara frumoasă, la revedere!